În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iubiți credincioși, mă uitam la copilașii ăștia care vin la împărtășit și mi-aduceam aminte că eram puțin mai măricel când veneam cu bunica și înainte de Crăciun auzeam o înșiruire de nume. 14 neamuri, încă 14 neamuri și încă 14 neamuri. Vă mărturisesc că nici până în ziua de astăzi nu prea am înțeles eu care este noima acestor pomeniri. Dar astăzi parcă s-a luminat o leacă. Cred că până mai spre sfârșitul slujirii mele o să pot să spun că asta e totul. Deocamdată vă spun o fărâmă din ceea ce cred eu despre Cartea Neamului lui Iisus. Dacă nu am avea conștiința pe care Sfântul Apostol Pavel ne-a arătat-o despre el, că nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el, n-am înțelege Cartea Neamului. De ce să stăm noi aici în biserică și să auzim o genealogie? Tocmai pentru că este vorba de genealogia noastră. Înseamnă că este cartea identității noastre. Cei care aveți buletin știți că scrie pe el carte de identitate. Cei care sunteți proprietari de mașini ați văzut că tot carte de identitate. Adică, ce înseamnă această identitate? Cine suntem noi? Dar aici deja încep problemele. Pentru că noi despre noi înșine ne putem să spunem multe. Nu vrute și nevrute, dar putem să spunem multe. Am auzit, de exemplu, pe unii care spun eu am fost colegul cu tare. Da, dar nu este o identitate pe care să o probezi în fața celorlalți. Am auzit însă ceva mai îmbucurător. Eu sunt ucenicul lui Cutare. Sau pe mine m-a învățat Cutare. Sau tot ceea ce știu, știu de la Cutare. Știți cine a fost învățătoarea sau învățătorul meu? Ei, parcă începe să semene a identitate. Identitatea noastră, să știți că comportă trei laturi. Vă să zic că ce declarăm noi despre noi înșine, despre identitatea noastră, ceea ce percep ceilalți despre identitatea noastră și ceea ce știe Dumnezeu despre identitatea noastră. Noi cei care venim la biserică, să știți că trebuie să avem o singură identitate. Hristos. Mai ales când ne împărtășim și îl purtăm pe Hristos, trebuie să plecăm din biserică, să spunem cu mâna pe inimă, ca Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci tot ce s-a întâmplat astăzi la biserică, ca genealogie a Mântuitorului, este genealogia mea. Dar cum să ajung eu să o și folosesc? A, credeți că ne putem folosi identitatea? Nu e chiar așa simplu. Pentru că identitate la noi înseamnă eul nostru. Dar mai știm noi ce este sau cine este eul nostru? Mă tem că nu. Și să vă spun de ce. Dacă v-aș întreba acum de la ce magazin puteți să cumpărați online anumite lucruri, cu siguranță că, fără să vă dați seama, veți intra într-un proces repetitiv pe care publicitatea stradală vi l-a așezat în căpșor și veți spune EMAG. Dar vă spun eu, care mai caut cadouri pentru copii și pentru finuți, există o mulțime de astfel de magazinașe. Atunci mai este identitatea noastră cea care spune că am ales din atâtea pe Cutare sau pe Cutare? Nu. Trebuie să fim foarte atenți ce facem cu subconștientul nostru, la ce-l folosim. Dacă ne lăsăm trași așa de mânecă, de publicitate stradală, de vorbe, de imagini, nu mai suntem noi. Adică nu mai trăiește Hristos în noi. Arborele genealogic, Cartea Neamului, nu mai e valabilă pentru noi. De ce? Pentru că noi, dacă vrem să sunăm acasă, apăsăm pe un buton al telefonului și pe el
până la o anumită vârstă scrie iubii, de la altă vârstă scrie mami, de la altă vârstă scrie bunii și așa mai departe. Dar numărul de telefon, de ce credeți că nu mai este treaba noastră, ci este treaba unei aparaturi? Dacă se întâmplă, Doamne ferește, să cadă netul. Ce facem? Nu mai suntem noi, așa? Cu siguranță că nu mai suntem noi, pentru că identitatea noastră este deja de împrumut. Dreptare. Dacă vrem într-adevăr să fim noi, haideți să fim noi. Știu că vă invit la niște lucruri incomode, dar îmi permit, ca duhovnic, să vă dau niște canoane. Vă spuneam mai de ună zi cum am început eu de vreo 2 luni de zile să fac un antrenament eu cu creierul meu și vă mai spun o dată, da, cred că nu o să mă luați acum, știți, ăsta e popa ala care se bărbește cu mâna stângă. V-am spus că dimineața, de când ne trezim, începem să implementăm niște programe. Și anume, să facem din tot ceea ce facem de dimineață, de obicei, ceva schimbat. Dom'le, nu o să-i zici soției, știi, să te muți pe partea aia a patului, nu trebuie să deranjăm pe altcineva. E vorba de creierul nostru, nu al ei. Te trezești tot pe partea aia a patului, da? Dacă te duci la baie să te speli pe dinți, încearcă să te speli o zi pe săptămână, măcar cu mâna stângă, dacă folosești dreapta, de obicei. Să vedeți că nu să fie ceva comod. Dar o să realizați câți dinți aveți, pentru că îi numărați odată cu mișcările pe care le faceți. Ori dacă faceți cu mâna dreaptă ca de obicei, nu mai numărați nimic. Vă gândiți, mintea e în altă parte. Hopa, mintea e în altă parte. Adică ce? Înseamnă că identitatea noastră este deja anulată. Noi ne uităm în oglindă și mai vedem așa câte un fir de păr alb, dar nici nu mai băgăm în seamă, ne spălăm pe dinți. Încercați, bărbaților, măcar o dată pe săptămână sau o dată pe lună să vă vorbiți cu mâna stângă, să vedeți că vă aduceți aminte toate datoriile. Vă aduceți aminte și când v-ați bărbit prima dată și pe unde era părul mai des odinioară, unde nu mai este așa de negru cum era odată. Vă aduceți aminte de toate. De ce? Pentru că ați intrat în propria identitate de-abia acum. Pentru că încet, încet, tot ceea ce este incomod, tot ceea ce este făcut să ne solicite, deja intră, acum nu vreau să iau pâinea medicinei neurologii, dar vreau să vă spun că în lobul nostru frontal trebuie să umblăm mai des. Trebuie să plecăm de acasă și să spunem, astăzi ce itinerariu îmi folosesc. Eu v-am spus, am 2 drumuri până la biserică, unul pe Tomis, unul pe Mihai Viteazu. Și am mers chiar azi dimineață, mi-am adus aminte de tema de astăzi și zic, stai așa că pe Tomis mă duc cel mai des. De ce? E cel mai comod, e cel mai luminos, e cel mai fără gropi. Dar zic, hai să o iau din nou pe Mihai Viteazu. Data trecută, când am luat-o acum săptămâna trecută, am constatat cât de denivelat este și deja începusem să învăț gropile, să le ocolesc. Astăzi, cât de atent am putut să fiu la drum, ceea ce nu s-a întâmplat pe Tomis, că acolo era drumul cu pilot automat, acum am văzut chiar și un șobolan care la dimensiuni concura o pisică. Dar vă spun sigur că nu era pisică, pentru că îl arăga o pisică. Și nu cred că l-ar arăga șobolan. Înseamnă că mintea mea, cea pusă la treabă, a început să lucreze și înseamnă că îmi dă de înțeles că identitatea este a mea. M-am redescoperit prin faptul că mi-am pus mintea la contribuție. Vă invit ca aceste lucruri pe care le faceți, încet, încet, să le faceți astfel încât să puteți să vă adunați identitatea personală, nu identitatea altora. E drept că la școală am fost învățați atunci când puneam întrebări de ce. Bine, întrebările astea începeau pe vremea noastră, când eram noi mici, adică pe la 7-8 ani, acum încep pe la 2-3 ani, imediat își dădea cu părerea, primul pe care le întrebai, de ce răsare soarele? Imediat își dădea cu părerea. Dar niciunul nu ne spunea, mă, după părerea mea este așa. Și noi să știți că purtăm în noi părerile altuia. Îmi aduc aminte, de exemplu, de un filozof care s-a dus la un cismar. Și l-a rugat să-i repare și lui cizmele, numai că era seară și dimineață
trebuia să plece într-o călătorie. Și cizmarul i-a spus: domnule, vreau să fiu foarte cinstit, așa cum arată cizmele astea, au nevoie de vreo două zile, trebuie să le așez pe șanuri, să le desfac una alta. Așa că ia de aici măsura materiale 42, niște încălțări de împrumut, te duci în călătoria și când te întorci, ale materiale sunt gata. A zis: și dar cum pot eu să port ghetele altuia? A zice: dar ideile altuia le poți purta în cap, în picioare nu poți să porți cizmele altuia. E, cam așa se întâmplă cu noi, să știți, asta e problema de identitate. Dacă vrem să fim noi înșine, haide să purtăm în propriile noastre capete ideile noastre. Mi se pare la un moment dat, dacă ne întreabă cineva cam ce culoare se asortează la cutare, noi credem că e alegerea noastră. Dacă nu suntem atenți, fără să dăm seama, intrăm imediat în ce? În sertarul repetitiv al unor informații. O să vă întrebați probabil că ce caută acest discurs după Solee către dumneavoastră. Este vorba de identitatea noastră și de cartea neamului lui Iisus. Pentru că dacă nu ne respectăm propria identitate, nu putem să mai zicem 100% că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine după ce ne-am împărtășit. Păi dacă nu știm cine suntem noi și dacă nu ne putem manifesta așa cum suntem noi, ci ne manifestăm cum ne-au educat sau ne-au învățat sau dezvățat ceilalți, ce ne facem? Să știți că în orice sport s-a constatat că există o anumită vârstă la care se începe. De ce? Pentru că după această vârstă, antrenorului în orice alt sport îi ia mai mult timp să dezvețe de obiceiurile proaste pe care le știe chipurile cel care vine să îmbrățișeze un sport de performanță. Și ca să vă mai scot așa puțin din tensiunea în care v-am introdus, se spune că cineva odată pe stradă a întrebat în mijlocul unui oraș mare cum se ajunge la sala de concert cel mai repede. N-a știut că întreabă un profesor de pian și care i-a răspuns cu atâta nonșalanță: exercițiu, domnule, exercițiul. Cam asta este cu noi. Dacă vrem să ajungem în sala de concert, adică în sala în care se joacă piesa vieții noastre, exercițiul este cel pe care trebuie să-l aplicăm. Nu itinerarii, nu adrese, nu lucruri pe care să ni le spună alții. V-am mai spus și altă dată când sunt supărat pe cei de la grădiniță care împing unui copil o foaie cu un chenar Mickey Mouse, Minnie, Donald și nu știu ce, ca bietul copil să deseneze. Dar de ce să deseneze între spațiile astea? Ca să-i furăm identitatea? Mă, copii, nu sunt împotriva învățământului, să nu credeți. Dar aveți grijă măcar între cele 10 foi pe care îi le dați acasă să mai deseneze nepoții, copiii, după caz, aranjați o foaie de hârtie albă. Să vedeți ce știe el să facă, ce îi place să facă, cum mâzgălește el într-un fel sau într-altul. Nu vă temeți. Pomii să taie pentru altceva, nu numai pentru caiete. Așa că lăsați-o pe asta cu care. Uitați-vă la mine că sunt bătrân. În momentul în care veți constata că acele desene care în mintea unuia neavizat nu înseamnă nimic, dacă vine un specialist, o să constate despre cromatică, despre alăturarea de culori calde, reci și așa mai departe. Și noi ce facem? Noi nu, patul lui Procust. E mai lung, îl tăiem, e mai mic, îl lungim. Identitatea noastră însă este exact la dimensiunea la care ne-a lăsat Dumnezeu. Eu unul am model pe Zaheu, scrie în Biblie de mine că trebuia să se urce într-un dud ca să vadă mulțimea care a mic de statură. Ăsta sunt eu. Nu trebuie să ne comparăm unii cu alții. Important este ca identitatea, și aici este alt capitol, să ne-o asumăm, să ne-o însușim, să spunem: ăsta sunt eu. Rog pe foarte multă lume la spovedanie să nu mai umple mintea cu tot felul de gânduri negre, pentru că acestea pot fi de împrumut. E identitatea altuia pe care o cărăm cu noi. Noi suntem cei de față
Iar când iese prost, că mai întreabă câte cineva, să spunem, ăsta sunt eu, o mai dau și în bară, dar merg mai departe. Merg mai departe ca fiind eu, nu cel de împrumut, îmbrăcat de o casă de modă care să nu mă reprezinte pe mine. Ba, păi dacă mi-am pus o broșă în piept, deja sunt altcineva. Nu, bă, fraților, trebuie să ne mobilăm pe dinăuntru și să știm că lumina lui Hristos, dacă tot e cartea neamului lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avraam, trebuie să știm că Hristos în noi trebuie să scoată o lumină. M-am gândit de ce predica de la Sfânta Liturghie îl așează pe preot cu spatele la răsăritul soarelui. Pentru că Hristos, soarele, trebuie să îi lase umbra în față. Dar trebuie să mergem mai departe. După amiaza zilei, atunci când mergem spre apus, trebuie să vedem așa cum a văzut Maica Domnului împreună cu verișoara Elisabeta, când mergeau spre cale, în drum spre apus și vedeau soarele apunând în fața lor și au văzut proiectate pe caldarâm propriile siluete. De ce? Pentru că Hristos și cu Ioan Botezătorul lumina din interior încât să le arate propria umbră. Trebuie să știm că identitatea noastră este în noi, nu este în haine, nu este în răspunsul pe care îl învățăm repetitiv, nu este altceva decât ceea ce noi reprezentăm. Și atunci trebuie să începem să înțelegem că înainte de nașterea Mântuitorului era cu totul și cu totul necesar să ascultăm cartea neamului lui Iisus. În cartea neamului lui Iisus sunt multe nume. Pe unele le știm, pe altele nu le știm. Unele sunt într-o transcriere, altele în altă transcriere. Și eu, de exemplu, am avut astăzi revelația că e prima dată când citesc după această Evanghelie pe care o avem, pentru că anul trecut mi se pare că era Părintele de Rând în duminica aceasta și am văzut câțiva diftongi care difereau. Imaginați că eu când eram la seminar învățam într-un fel și acum mi-a fost puțin mai greu, mai ales că nici n-aveam dioptriile la mine, dar nu contează asta. Important este că am deslușit în cartea neamului lui Iisus niște nume și de femei. Boaz, Rahab, Tamar, niște femei desfrânate. Da. Adică neamul nostru are de toate. Pentru că dacă n-ar avea de toate, nu am ști de toate. Nu am avea răspuns la întrebări de ce, încă din fragedă pruncie. Așadar, când citim cartea neamului lui Iisus, trebuie să ne intre în cap că între numele respective sunt și faptele celor pe care noi îi citim în cartea neamului. Sunt și faptele care ne-au marcat propria identitate și să ni le asumăm, pe cele bune să le urmăm, iar pe cele rele să le putem scoate din preocupările noastre. Așadar, iubiți credincioși, cu câteva zile înainte de Crăciun am aflat că Hristos din noi ne așteaptă să naștem iară. Ne dă încă o șansă. Hristos, despre care am aflat că avea 14 neamuri înainte de David, 14 neamuri până la plecarea în robie și 14 neamuri până la naștere, ne așteaptă și pe noi să ne naștem din nou. Înseamnă că avem o nouă șansă. Ce? Identitate de care v-am spus. Așadar, în fiecare zi, măcar cât un lucru cât de mic, să-l faceți în mod conștient. Dintre lucrurile pe care credeați că le faceți conștient, o să stabiliți singuri că nu le faceți conștient. Și bucuria pe care o veți primi ca inundare așa unei căldure a Harului, când veți constata că ați controlat un lucru cât de mic, va fi atât de mare încât veți căuta în fiecare zi să faceți lucruri diferite și mai multe ca să vă puneți mintea la contribuție, pentru că, de fapt, identitatea noastră constă în conștiența noastră de sine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem renaște de Crăciun, să putem să ne bucurăm împreună că ne-am aflat identitatea, adică am aflat cine suntem. De acum nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.